Bine am găsit, sunteți la Focus. Istoria este o știință care stăpânește omul în fața fricii de posteritate. Orice faptă, bună sau rea, odată cu trecerea anilor, este privită detașat de conjunctura timpului. Împărați și regi sunt neajutorați în fața dezvăluirilor istorice. Trecerea timpului îi umanizează, arătând că au fost și ei niște umili oameni cu slăbiciunile lor omenești. Leonid Iliș Brejnev și Kim Ir Sen au stăpânit autoritar țări, dar după moartea lor, cel puțin în cazul primului, s-au cheltuit sute de metri de peliculă pentru a-i developa o altă imagine. Alta decât cea oficială, promovată ostentativ de mașina ideologică. Leonid Iliș Brejnev și Kim Ir Sen au vizitat cândva orașul Ungheni. Despre aceste evenimente foarte importante pentru acea perioadă și deloc importante pentru zilele noastre, în continuare la Focus. Casa cu taine cunoscută de către localnici cu numele Casa lui Cechir sau Casa Albă este aruncată la o distanță confortabilă de Ungheni, atât cât îți trebuie să ajungi foarte repede la ea, dar și suficient de departe de ochii curioși ai ungenenilor. Casa avea menire oficială de a primi delegații pentru schimb de experiență și aparținea gospodăriei Prut. A fost construită de către președintele gospodăriei din acea vreme, Iacob Cechir. A fost conducător, un bun gospodar, Iacob Mironov Cechir. Povestește Andrei Denev. Casa a fost construită după un proiect italian, având în interior o ogradă italiană. Casa Albă arată și azi aproape ca la început și are toate însemnele epocii. O sală mare pentru protocol și banchet, cu o ușă care dă în bucătărie și un coridor lung care duce spre camerele de dormit. O mostră fidelă de realism socialist și în construcție și mai ales în elementele decorative. Mese și scaune din lemn greu, lustre certate cu armonie generală, mozaic, panouri decorative și vaze, toate din opere diferite. Atât doar că acest anturaj eclectico-național a cunoscut personaje de primă mărime din istoria lumii nu chiar atât de îndepărtată. Aici au luat masa și s-au odihnit Leonid Brejnev, Kim Ir Sen, Ludmila Zichina, Ion Ilescu, Clara Luchko. Se pare că acest loc era unul preferat pentru Ivan Ivanovici Bodiul. Țărișoară, țărișoară, bună ziua d'albă floare, floarea florilor frumoase, Moldova mea luminoasă. Între frați, între surori, soare mândru lucitor, între frați, între surori, soare mândru lucitor, măi. Din peizajul arhitectural se desprinde doar figurina din fier, din curtea interioară. În țara în care nu exista sex, această statuie care avea rol de havuz pare o palmă șfichiuitoare pe obrazul sistemului. O fi fost o scăpare a arhitectului? Cum de vizitatorii permanenți nu reclamau acest însemn de dezmăț capitalist? La aceste întrebări, istoria nu va răspunde niciodată. În Uniunea Sovietică, orașul Ungheni era una din forțele prin care se ieșea în vest. Și pentru că ieșirea se făcea doar pe calea ferată și pentru că racordarea obligatorie a roților la sistemul european dura cel puțin 2 ore, înalții oaspeți ai sistemului erau ocupați cu ceva pentru ca timpul să treacă mai ușor. Povestește Andrei Denev. De ce era condiționată aceste staționări la Ungheni, se știe. Din condiții tehnice, schimbarea roților. Și când erau trenuri, literne, le spunea, trenuri, această procedură
se petrecea mai mult timp reglementat. De obicei, trenurile care Moscova-Sofia, Vara-Moscova-Varna, în decurs de 2 ore. Dar când erau trenuri speciale, în la 3 ore. În ziua în care mai mari lume veneau la Ungheni, peronul era forțat pustiu, încât nici măcar păsările în zbor nu aveau permis de trecere. Serviciile de securitate verificau orice centimetru pătrat. Peste Ungheni se așeza o liniște misterioasă, o liniște organizată. Adevărat de această liniște i-a păsat mai puțin liderului comuniștilor bulgari, Gheorghe Dimitrov. La Ungheni, în 1949, a așteptat schimbul de roți, trupul neînsuflețit al lui Dimitrov. Povestește Andrei Delev. Anul 1949. Garnitura de tren, în care era sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Gheorghe Dimitrov, pleca, care a decedat la Moscova, pleca la Bulgaria, la Sofia. Gheorghe Dimitrov, pregătit pentru îmbălzămare după modelul și practica moscovită, a trecut frontiera în mare taină. Importanța obiectului transportat era subliniată și de responsabilul escortei, care era nimeni altul decât Climent Voroșilov. Pe timpul acela, tovarășul Voroșilov ocupa vice a președintelui Sovnarkomului, se nume guvernul. Președintele acelui era tovarăș Stalin. Povestește Andrei Delev. Mie mi-a povesteu oamenii care au stat la vorbă cu Voroșilov. Primirea a fost la gara, în restauranul Gării. Masă cu la care a participat Voroșilov și despre ce era vorba. Era timpul după război, era timpul. Voroșilov a luptat și un militar, un colonel, care făcea serviciu în Ungheni. Mi-am amintesc că de câteva ori îmi spunea că eu am vorbit cu Voroșilov atunci și îl întrebam, cum te-ai păstrat așa de bine, bunăta? Bunăta, ai trecut război, războiul civil, războiul al doilea mondial, ai fost tot timpul în serviciu militar. Mi-a spus, eu întotdeauna după berberit mă folosesc troinoi odicalon. Anul 1971. La Ungheni, timp de 2 săptămâni, mobilizarea generală a secției locale a KGB-ului, compus din 14 persoane. Micul oraș urma să trăiască un eveniment epocal. La Ungheni urma să sosească Leonid Ilici Brejnev, prim-secretar al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică. Cu 2 săptămâni înainte de eveniment, tot la Ungheni, de la Moscova, sosește un tren special. Pasagerii acestui tren erau ofițeri ai KGB-ului, personal de deservire, specialiști în căile ferate. Trenul personal al lui Brejnev staționează pentru 10 minute în gara din Chișinău. Conducerea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești pe peron aștepta să se urce în tren pentru a-l însoți pe secretarul general la Ungheni. Ceva însă intervine și ei nu sunt luați în tren. Povestește Andrei Delev. Conducerea Republicii, în frunte cu Ivan Ivanovici Bodiu, a ieșit să-l întâlnească. Și lui, cu speranța că vor fi luați în vagon împreună și la Ungheni, folosindu-se de timpul cât durează procedura tehnică, va vizita pe program care era programat Livada, și vor sta la masă. N-a fost fie. N-a fost luat cu trenul. A spus, urcați în mașini și veniți la Ungheni și stăm la vorbă.
Deși era zi de duminică și mai ales ziua de Paști, conducerea raionului mobilizează oamenii muncii la un voscresnic. Secretarul general trebuia întâmpinat cu exemple și fapte reale de muncă, de construcție neîntreruptă a comunismului. Comportamentul lui Brejnev însă era surprinzător. Povestește Andrei Delev. Era zi de sărbătoare, era Paștele. După ce s-a tras trenul la schimbarea roților, Brejnev a ieșit din vagon, liber, a mers, s-a salutat cu primul secretar care s-a recomandat la întâlnire, l-a întâlnit, tot bine. Pe peron îl așteptau fetele cu flori în costume naționale, a fost felicitat. Nu, când s-a salutat cu primul secretar, a spus, brat pe oruziu, și a urcat în mașini și a plecat în livadă. Este fotografie. Conducerea raionului, a gospodăriei, a mobilizat la voscresnic. Era perioada curățitului pomilor. Erau oameni la lucru. A stat de vorbă cu oameni, salutându-i, a spus, Hristos voscres. Chiar așa? Chiar așa a spus. Oamenii spune, s-au salutat, bună ziua, здравствуйте, bună ziua, însușesc, bună ziua și pe moldovenește și pe rusește, dar a spus și Hristos voscrese. A fost pe fotografie, se vede, cu o dispoziție foarte bună, îmbrăcat simplu, era. Un lucru extrem de curios. Brejnev, fiind produsul unui sistem care a smuls din rădăcini credința care a ruinat biserici, a salutat cu Hristos a înviat. A însemnat oare acest lucru că vârful piramidei sistemului nu credea în propria ideologie, ori această ideologie era una de protocol, iar omul Brejnev, în afara camerelor de luat vederi, era cu totul altul. Cei care l-au cunoscut pe Brejnev afirmă că își amintea cu nostalgie despre perioada lucrată la Chișinău. Tânăr, frumos, energic, cu cele mai frumoase perspective ale sistemului deschise în față, Brejnev joacă perfect cartea moldovenească, propulsându-se de la Chișinău în elitele politice ale Moscovei. A rămas recunoscător moldovenilor care nu i-au dat mare bătaie de cap și că nu i-au răsturnat niciun pic de cerneală pe foaia carierei sale. În 1979, la Ungheni, pentru a doua oară venea Brejnev. Un alt Brejnev, îmbătrânit, bolnav, în toate se simțea finalul unei cariere politice de excepție. Povestește Andrei Delev. Brejnev, când a fost a doilea oară tranzit prin Ungheni, a fost în anul 1979, pe data de 14 ianuarie. Era o vizită în Bulgaria. Oficial a fost numită de odihnă în Bulgaria. Brejnev era însoțit de Cernenco, era însoțit de soția, Victoria Petrovna, de noră, și de nepoțica Natasha. Mi-a sunat primul secretar Ivan Ivanovici Bodiu și mi-a spus, noi am să avem oaspeți înalți. Dat fiind faptul că la Chișinău trenul numai 10 minute, la Ungheni va fi convorbire și, bineînțeles, ar să fie la masă. În decurs de 100 că noi am amenajat ceea ce era necesar. Pregătirile la gara din Ungheni sunt chiar mai severe decât cele din vizita precedentă. Personalul este mobilizat pentru o curățenie de neștiut pentru acest local. Peria și cârpele ajung în locuri imposibile.
Chiar a fost așa moment că spunea că nu trebuie oameni. Pe peron, când vine trenul, nu trebuie să fie oameni, trebuie să fie numai, să fim noi, conducătorii raionului și delegația, adică conducerea Republicii, membrii biroului, miniștrii. Au venit generali, au venit comandantul Okrugului, cum se spune, districtul militar din Odessa, a venit domnul Kalinichenko, generalul districtul trupelor de granicieri din Kiev. Și membrii biroului. Povestește Andrei Delev. Eu am insistat împreună cu colegii mei, cum fără lume? Asta era seara. Era seara după lucru, zic, cum fără lume? Și dumneavoastră vedeți pe fotografii că tineri, buchete de flori, este și lozincă, bine ați venit, tovarăș Brejnev, drogoi, tovarăș Brejnev, și a fost foarte bine. Nu s-a întâmplat nimic. Dar oamenii care serviciile speciale puneau sub întrebare acest lucru. Serviciile de securitate verifică centimetru cu centimetru localul gării. Povestește Vasile Kovalciuc. Gara era înconjurată cu de la securitate. Erau oameni speciali care competenți, cunoșteau lucruri căi ferate. Era pregătit parcursul trenului dat. Impiegatul de mișcare numai el a rămas la punct, la panoul de comandă. Și după ce făcea parcursul, deschidea semnalurile de primire a trenului, era înlăturat de la comandă și își deau doi de la securitate alături, care nu dădeau voie să pui mâna pe ceva, să facă o schimbare. Măsurile de securitate au fost extrem de severe. Personalul gării nu și-a urmat feresc turele de lucru. În ziua în care Brejnev sosea la Ungheni, aproape toți lucrătorii au fost trimiși acasă sau în cordoanele pentru aplauze. La post au intrat cei mai experimentați, alias cei mai verificați. Leonid Ilich Brejnev a sosit la Ungheni cu un tren special. Trenul de rezervă cu personalul de securitate a sosit mai înainte. Leonid Ilich a coborât din tren în acest loc. În gară și pe peron erau doar persoanele verificate. Angajații gării, aproape în corpore, au fost lăsați acasă. Povestește Vasile Kovalciuc. Când a fost Brejnev Leonid Ilich, toți lucrătorii care lucrau la gară, în aceea zi, cu două ore înainte de a sosi trenul, au fost eliberați de lucru. Locomotivele au fost toate trimise în depoul de locomotive. Pentru plăcerea lui Brejnev s-au luat măsuri extraordinare, vecine cu ridicolul. Povestește Andrei Delev. Cel mai mare problemă era mă scuzați, aviceul. Era dezastru, la gară viceul. Și totuși am luat măsuri ca să fie. Dar era cu speranța, poate nu a trebuit. Moldova socialistă din 14 ianuarie 1979 scrie: Fete în costume naționale, pioneri și școlari, le-a oferit lui Leonid Ilich Brejnev și Constantin Ustinovici Cernenco buchete de flori. Sigur, raportul gazetăresc era pe măsura mașinii propagandistice a timpului. În realitate, doar patru fete au fost selectate pentru a-l întâlni. Cea din centru, cunoscută actriță Nele Cozaru, pe atunci elevă în clasa 10-a la Ungheni. Povestește Nelly Cozaru. Instructajul era să zâmbim, să fim bine dispuse, să fim sobre. Fetele care, deci, îl întâmpinam să arătăm bine și să spunem acele cuvinte de salut cu pâine cu sare, cu buchete de flori. Mi-amintesc de starea care a survenit atunci când în gară s-a oprit trenul. Până în clipa aceea, noi mai zâmbeam, mai comentam, pozam pentru fotografi
Iar în clipa când a ajuns trenul și era multă lume în jur adunată, era poporul adus acolo să fie în gară, s-a început un fel de agitație, un fel de forfot, un fel de șoc. Atunci când inima începe să se zbată, genunchii tremură și vocea pe care o auzi, parcă nu-i vocea ta și textul poate a zburat, te miri ce text, dar și ăla a zburat, iată această încărcătură a atmosferei, o țin minte și șocul prin care am trecut acele câteva clipe când a trebuit să-l sărutăm și să înmânăm buchete de flori. Tu l-ai sărutat pe Leonid Ilici? Eu l-am sărutat. Dumnealui m-a sărutat și mi-amintesc în legătură cu asta, a doua zi când am apărut în clasă, băieții făceau glume că, uite, ar trebui câteva zile să nu te speli pentru că sunt niște locuri sfinte unde te-a pupat marele Brejnev. Deși vizitei lui Brejnev ziarul încearcă să-i dea impresie de vizită de lucru, Leonid Ilici, cu suita, a trecut de pe peron direct în restaurantul gării, în care era pregătită o masă copioasă. Suntem în sala de așteptare a gării din Ungheni. Atunci, aici, era un restaurant luxos pentru acea vreme. Tovarășul secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a fost invitat să ia masa aici. A stat cam în acest loc. Deși pe masă erau de toate, Leonid Ilici a mâncat foarte puțin. S-a comportat simplu și discret. A fost prietenos cu cei care au fost selectați și acceptați la masă persoanei numărul 1 din Imperiu. Țin să menționez pentru persoanele, VIP persoane, să spunem așa cum astăzi, se numesc bucătăria, era aprovizionată de cancelarea de stat a guvernului. De la veselă până la ceai, până la cafea, până la băuturi, cu totul. Povestește Andrei Delev. În privința mâncării, Brejnev n-a mâncat. Când s-au adus plăcintii, Brejnev le-a pus în farfurie, a acoperit cu o salfetcă, cu un șervețel și spune, pune-ți în mașină, adică în vagon, nu mâncare în drum. Dar numai decât întoarce farfuria, fiindcă asta e proprietatea statului. Povestește Neli Cozaru. Mai țin minte că dumnealui nu a servit nimic din masa aceea copioasă, mi-amintesc foarte bine, chelnerii aduși din Chișinău, ăia erau instruiți, sigur că da. O masă splendidă, fastuoasă. Din câte mi-amintesc, nu a servit nimic. S-ar putea să greșesc, dar așa mi se pare, pentru că maxilarul dumnealui era predestinat pentru discuții și nu pentru mâncare. Și țin minte că la fiecare pas zicea, văd ăta vândam zăvernițe la pachet, mă v poezi de pacușim. Asta țin minte foarte bine. Bibliografii lui Brejnev susțin că Leonid Ilici a lăsat fumatul încă în 1975, fiind convins de către medicii stomatologi că fumatul îi irită gingiile, complicând astfel proteza. Andrei Delev însă își amintește că Brejnev la Ungheni fuma. Brejnev fuma, dar fuma novosti. Nu fuma țigări de este care e Marlboro, Zolotoiro, nu. Brejnev nu era un băutor înveterat. Prefera vodka, coniacul armenesc și vinurile gruzinești. Povestește Andrei Delev. La un moment dat, Brejnev se întoarce din partea stângă, din partea dreaptă soției, din partea stângă era fotografie, se vede, Cernenco. Și îl întreabă, Costea, și tot pioș. El spune, coniac Leonid Ilici. Dar el ridică un fujer alb, care special, o persoană, un chelner special, îl serve. Și spune, aia vă tătu gadost, ea nu știu de ce zice. Unele surse apropiate de tainele de la Kremlin afirmă că uneori lui Brejnev i se turna din sticle de vodcă apă minerală. Poate acest lucru s-a întâmplat și la Ungheni.
Brejnev Lucid se interesa de soarta orașului tinereței sale. La un moment dat, Brejnev îi spune lui Ivan Ivanovich Bodio: Ivan Ivanovich, dar Chișinău, în partea de jos, așa a rămas ca cum era pe timpul meu. В чем дело? Ну, Иван Иванович спомнит, ну, я вам конструит районе Ной, Ботаника, Рышкань, Буйкань. Дар, а чья партия фост? Ши на трекут саптамына, а дова саптамына, фост конвокат пленара комитету Централ, унде ау фост discutate și aprobate măsurile ce țin de obiecțiile făcute de Brejnev în timpul vizitei la Ungheni. Povestește Andrei Delev. Am mai făcut și încă o observație. Când s-a dat plăcinte, el întreabă dacă cu brânză de oaie aveți. Da, ce avem și brânză de oaie, dar nu prea. Și Brejnev atunci spune, trebuie în Moldova de dezvoltat la rând cu ramurile principale și restul de ramuri. În special, creșterea oilor, că foarte bună brânză se făcea pe timpul meu în Moldova. S-a interesat și de oamenii cu care lucrase odată. Bineînțeles că Ioan Ivanci povestea despre procesele care se petrec în economie, în viața socială a Republicii. Povestește Andrei Delev. Dar Brejnev îl întrerupea și își amintea de cadre care au activat în anii 51-52, pe când Brejnev era prim secretar a Partidului Comunist din Moldova. La un moment dat, întreabă unde lucrează Luba. Ivan Ivanovici spune, Luba ea că lucrează acolo tot. Și Ludmila, și Nina, și Mașa, și mai departe. El spune, Ivan, ea tolko Lubu sprașuie, tu mi-a ne prepisuie. Așa a răspuns. Probabil totuși oficialul Brejnev și omul Brejnev erau două persoane absolut diferite. La plecarea din Ungheni, citând o lozincă de pe peron, Brejnev a reinterpretat-o. Povestește Neli Cozaru. Țin minte când deja era urcat în tren, asta mi-am amintesc foarte bine, și erau acele clipe de incomoditate când trenul, iată, trebuie să se pornească. De aici nu poți începe o discuție lungă, bine, nu noi, dar ceilalți mai vizați să o facă. Iar pentru fraze scurte, parcă tot nu-ți veneau, există așa momente când îi petrecem pe cei care pleacă, că la Topărceanu e larmă și trenul e gata să plece, iată aceste clipe. Și mi-am amintesc când dumnealui a văzut o pancartă, o inscripție pe clădirea gării cu ceva comunisты Молдовы, будь во главе там какой-то битвы за что-то, и а парафразат по лок, комунисты Молдовы, будьте первыми в выпитом вине, чего де джену леста, и в жур тоти ау рыс, ау аплаудат, и тренул сапорнит. La plecarea din Ungheni, Leonid Brejnev, copleșit poate de primirea bună, poate de alcoolul servit, și-a amintit brusc de perioada moldovenească. Și a cerut, ce credeți, mamă liber. Deși orele petrecute la Ungheni de către Brejnev au fost pregătite din timp cu multă meticulozitate, un incident s-a produs totuși. La noi pe gară, și acum sunteți mai puțin, înainte erau foarte mulți hulubi, fiindcă era tare multe vagoane la transbordare și aveau ce mânca și trăiau în podul gării. Povestește Vasile Covalciuc.
clubii se jucau pe podul gării și acolo de la reparații, când au fost, era o bucată de piatră, o bucată de cărămidă. Și întâmplător au atins-o și a căzut jos. Atunci era o mare forfătă, s-au suit prin pod, au cătat, controlau cine a dat piatra, cine a vrut să rund, cine a vrut să facă. Au crezut de la securitate că au fost făcut intenționat, puse ca să-i cadă lui în cap posibil. Bucata de piatră desprinsă din stema Moldovei de pe frontispiciul gării din Ungheni, după plecarea lui Brejnev, a dat multă bătaie de cap organizatorilor. Angajații KGB-ului din Moscova timp de 3 săptămâni au rămas la Ungheni pentru a investiga acest incident. Se spune că doar vinul moldovenesc e determinat să nu treacă în raport acest incident. Importanța acestor oameni în segmentul de timp în care au trăit și au cărmuit a fost foarte mare. O decizie de-a lor luată alandala putea ferici sau nenoroci pe cineva. După câteva decenii, un segment infim pentru istorie, nimic nu mai contează. Nimeni nu mai tremură de frica lor și toate induc o stare de ilaritate. Istoria se învață, dar și din istorie se învață. Tainele Casei Albe de la Ungheni, în ediția următoare a emisiunii. A fost Focus, la revedere!